astăzi pentru vlogmasul cu numărul 22, da, 22, m-am gândit să filmez ceva foarte drăguț și anume vreau să vă arăt și să vă vorbesc despre câteva produse pe care le-am descoperit în 2020. Pe toate le-ați văzut, nu știu, ba în clipurile cu favorite, ba prin vlogmasuri, ba prin daily vloguri, dar le-ați văzut, au fost mereu aici cu mine, așa, și pe unele chiar le-am folosit în mod constant și obsesiv, aș putea să zic. Sunt câteva pe care nu le am, de fapt câteva, cred că unul este pe care nu l-am aici și o să încep cu el. Este vorba despre fondul ăla de ten de la Catrice, Catrice Liquid Coverage HD sau Catrice HD, ceva de genul. O să inserez eu vreo poză pe aici ca să îl vedeți, dar sunt sigură că știți despre ce vorbesc. Am făcut și un review, nu, un first impression parcă, l-am și comparat cu fondul de ten de la, cu Double Wear-ul. Și da, pot să zic că este o descoperire minunată pe care am făcut-o anul ăsta pentru că am, nu știu, mi-a plăcut foarte mult și în continuare îmi place foarte mult acel fond de ten. Vreau să-l recumpăr foarte curând. Cred că aș putea să zic că este descoperirea anului 2020 în materie de produse din astea de make-up. Și tot de la Catrice vreau să vă mai arăt câteva produse. Mai am și tușul pe care nu l-am adus aici. Dar eu habar n-aveam. Adică știam de firma asta Catrice și așa, știam că au multe chestii, dar nu știam că au rimel și tuș și chestii din astea. Și două produse pe care le-am descoperit anul ăsta, pe unul l-am aici, pe unul nu mai am, adică l-am, dar cred că este în birou sau ceva de genul, că am uitat să-l aduc, dar voi știți, cred că, la ce o să mă refer, pentru că l-ați văzut în toate clipurile mele, în ultimele tutoriale, de fapt, l-ați văzut, sunt sigură, că nu știu, cred că l-am tot folosit. Vorbesc despre, odată, rimelul ăsta de la Catrice Glam & Doll, care îmi place foarte mult, are o periuță din asta așa, puțin curbată. Nu o să insist prea mult pe produse și așa, pentru că le-ați mai văzut, sunt sigură, și probabil unele deja pe unele deja le știți foarte bine. Are o periuță din asta așa, îmi place foarte mult, face niște gene superbe. Singura problemă este că nu e waterproof. Și un alt produs pe care vreau să-l menționez și este tot de la Catrice, tușul acela Catrice Liquid, nu știu cum, ceva de genul, care este foarte, foarte, foarte rezistent. Este un negru pigmentat, mat, are un finish așa foarte, foarte drăguț, mat, dar nu știu, mi se pare că pare așa puțin catifelat, nu știu exact cum să explic, dar ideea este că l-am descoperit și îmi place mult, are și o periuță bună, un aplicator bun și da, este anticearcănul tot de la Catrice. V-am zis că am multe produse de la Catrice, anticearcănul ăsta de la Catrice Liquid Camouflage. Eu am avut și corectorul acela în chestiuța mică, eu cred că încă îl mai am și la fel mi-a plăcut foarte mult. Deci da, în general așa, produsele de la Catrice sunt, până acum, toate mi-au plăcut, n-am avut nicio dezamăgire, ca să zic așa. Da, produsele de la Catrice au fost foarte multe produse de la Catrice care m-au impresionat și care mi-au plăcut anul ăsta. Trecem mai departe, haideți să vă arăt de la Essence, am două chestii și anume, am acest rimel de la Essence care este un rimel waterproof și sunt dată cu el și acum. Mi se pare că face genele foarte foarte frumoase, așa, nu e foarte, cum să zic, adică trebuie să lucrez puțin cu acest, eu cel puțin lucrez puțin cu acest rimel, aplic mai multe straturi, dar este rezistent. Eu l-am luat pentru că avem nevoie de un rimel waterproof și ăsta chiar își face foarte bine treaba, deci da, este o descoperire bună. Încă un alt rimel de la Essence care îmi place, nu l-am descoperit anul ăsta, cred că de anul trecut l-am tot luat și așa, a oftat Argos, are necazuri și supărări. Este rimelul ăla tot de la Essence, l-aș prinse sau ceva de genul, cel în tub negru cu scris verde, dar am înțeles că au mai multe variante, nu știu, mi se pare că au și varianta waterproof sau ceva de genul, dar oricum ăsta îmi place mult, Essence, foarte bun. Și un alt produs de la Essence pe care l-am descoperit anul ăsta și l-am folosit în continuu și de fiecare dată aproape când m-am machiat este această paletă de contouring, este ea. Eu o am în nuanța 10 Lighter Skin, este nuanța aceea deschisă. Știu că mai este o altă, știu că treaba asta vine în două variante, într-o din asta așa mai deschisă și într-o nuanță mai închisă.
Eu am ales-o pe asta pentru că mi s-a părut că s-ar potrivi mult mai bine cu tenul meu. Și da, am folosit-o destul de mult, după cum puteți vedea, și în ciuda faptului că am folosit-o foarte mult, încă n-am ajuns la tăviță, ceea ce mi se pare extraordinar. A fost foarte ieftin, a costat cred că în jur de 16 lei sau ceva de genul, dar oricum am văzut-o parcă odată la reducere, era și 13 lei sau 14 lei, un preț foarte, foarte bun. Și eu am folosit-o și pe post de fard și pe post de fard de ochi și pe post de fard din ăsta de contouring. Așa, trecem mai departe. Două produse pe care le-am descoperit recent sunt niște chestiuțe din magazinul Sinsay și nu m-aș fi așteptat să îmi plac așa de mult și să mi se pară așa de, nu știu, mă înțeleg așa de bine cu ele și vorbesc despre acest ruj. Este un ruj mat. Nu mai știu să vă zic nuanța, dar sunt sigură că v-am zis nuanța în clipul în care, în vlogmasul în care am arătat ce produse am cumpărat din Sinsay sau ceva de genul, nu mai știu ce vlogmas era, cred că era vlogmas 17 sau 16, ceva de genul, oricum e în clipul cu multe cumpărături. Deci da, ăsta este un ruj foarte rezistent, rezistă foarte bine, deci nu aveam nicio așteptare de el, chiar nu știu, eram așa, bine, un ruj. La fel și cu această paletă, tot din Sinsay, este paletă, de fapt e mult spus paletă, este un trio așa de farduri și am văzut că au acolo mai multe nuanțe, eu am ales-o pe asta cu aceste două nuanțe movului și un din ăsta argintiu, auriu, nu argintiu, șampanie, așa foarte, foarte drăguț. Și da, și fardurile au rezistat foarte bine, ieri le-am purtat, au rezistat foarte bine, nu sunt ele cele mai pigmentate farduri din univers, au și fallout, dar dacă încep cu machiajul ochilor și apoi să faci machiajul tenului, eu cred că sunt niște farduri care pot fi ușor de folosit. Se blenduiesc ușor, se așează foarte bine pe ploape, adică n-am avut probleme, nu rămân pete din acelea. Și cel mai important, mie mi s-au mai întâmplat chestii din astea cu farduri, chiar paleta asta costa 10 lei, am mai pățit chestii din astea, de exemplu cu fardurile din paletele alea de la Make Up Revolution. Sunt niște palete dreptunghiulare așa, și au niște farduri tot dreptunghiulare, cred că știți despre ce vorbesc, cu un fard dintr-o paletă de genul îmi fac eu mai mereu sprâncene prin tutoriale, dar de exemplu fardurile din paleta aia, nu știu, după un timp, după ce le-a prilip pe ploapă, se transformă cumva și schimbă culoarea, se fac așa cam toate gri sau în momentul în care le blenduiesc la fel, se fac gri. Li se schimbă culoarea. Lucru care nu mi s-a întâmplat cu fardurile din paleta asta și mi se pare ceva foarte tare. Pentru 10 lei mi se pare, da. Deci la fel, chestiile astea sunt niște descoperiri importante ale acestui an. Trecem mai departe la un burețel pe care l-am luat de pe AliExpress, care a costat sub un dolar cu siguranță, asta însemnă, nu știu, vreo 3-4 lei, ceva de genul. Este un burețel, vedeți, așa, acum este murdărel pentru că l-am folosit și nu l-am mai spălat și l-am lăsat și așa ca să vedeți exact cum, să vedeți cât de moale este. Este foarte, foarte moale, aplică produsul foarte bine, îl folosești și pentru pudră și pentru fond de ten și pentru anticearcăn. Și da, îmi place mult, mi se pare că nu este nicio diferență între acesta și cel de la Essence. Am avut unul de la Essence care arăta exact ca ăsta și da, ba din contră, ăsta mi se pare că este mai pufos și mai bun. Așa, trecem mai departe la un gel de curățare pe care la fel l-am descoperit anul ăsta, este gelul acesta spumant de la CeraVe. Eu v-am mai zis că am folosit foarte mult timp un gel de curățare din DM care nu se mai găsește și acum vreo 3-4 luni am plasat o comandă și l-am luat pe acesta de la CeraVe. Este gelul spumant pentru ten gras și mă înțeleg foarte bine cu el, nu mi-usucă pielea și chiar mi se pare că îndepărtează, am încercat toată să-mi îndepărtez și machiajul așa, doar cu el și mi se pare că face o treabă foarte, foarte bună. N-are nici parfum, are ingrediente bune, deci da, cred că gelul ăsta de curățare o să rămână cu mine mult timp, bine, nu ăsta pentru că o să-l termin, dar da, este un produs pe care cu siguranță o să-l tot folosesc de acum înainte. Și dacă tot suntem la îngrijirea tenului, haideți să vă mai arăt ceva care a curs, din păcate, pentru că nu știu ce am făcut eu aici. Adică eu tot zic prin clipul că tenul meu este unul gras și având tenul gras, nu știu, cred că toată viața mea am avut tenul gras, nu mi-aduc aminte să fi avut vreodată tenul uscat, în afară de momentele în care tenul meu era puțin deshidratat, dar chiar și atunci când era deshidratat, el tot secreta sebum pentru că da, așa e când ai ten gras. Și având toată viața mea tenul gras, am fugit bineînțeles de tot ceea ce înseamnă ulei pe față,
ulei, produse cu ulei, produse grase, creme grase, toată viața am fugit de chestiile astea. Am fugit chiar și de produsele cremoase, pentru că, nu știu, aveam impresia că produsele astea cremoase, gen, nu știu, blush cremos, contouring cremos, mi se păreau mie că se așează urâțel pe față și se separă așa foarte urât. Și de ceva timp am tot văzut, nu știu, moda asta cu uleiul de machiant, neapărat moda, dar chestia asta cu uleiul de machiant. Și mi se părea foarte tare, adică să-ți foarte ok așa pentru ten, să-ți îndepărtezi machiajul doar cu un ulei și să nu trebuiască să folosești o deschetă de machiantă cu apă micelară pe ea și să tot să-ți agresezi tenul, mai ales că eu în zona ochilor am mereu chestia asta și nu știu, am tendința să mi agresez foarte tare zona asta și nu e ok. Și mi se părea foarte bună ideea asta cu un ulei de curățare care este mult mai blând, de 1000 de ori mai blând decât, decât o apă micelară. Și dar dubiul meu și de ce n-am încercat un ulei de curățare, v-am zis, pentru că, nu știu, cu toate că în capul meu era cumva treaba asta, n-ar avea de ce să facă rău, pentru că oricum nu-l lași pe ten și nu rămâne uleiul la pe ten, doar îl cureți, doar îți cureți machiajul cu el, după îndepărtezi tot ce mai e așa cu apă și cu gel de înalt de curățare și gata, se duce, adică nu e ca și cum rămâne uleiul acolo. Dar v-am zis, eu având toată viața mea un ten gras, am fost așa puțin, păi nu cred că ar merge, mai ales că nu știu cum s-a întâmplat, cred că a fost o coincidență sau ceva, dar toate fetele pe care le-am văzut că foloseau gel de, că foloseau ulei din ăsta de machiant, aveau tenul uscat și de asta cumva în capul meu s-a creat o din asta așa, practic fără nicio logică, cum că uleiul de machiant ar fi pentru ten uscat, da. Dar am reușit să trec peste această barieră și mi-am achiziționat până la urmă acest ulei de machiant de la Nivea cu ulei din sâmburi de struguri și vreau să vă zic fetelor că este extraordinar. Deci îmi pare atât de rău că nu l-am folosit și că nu l-am cumpărat mai devreme pentru că mi se pare un produs genial. Nu mi-agresează deloc fața, ba din contră, este așa de blând, curăță atât de bine, curăță chiar și rimelul ăsta. Da, să vă zic, curăță chiar și rimelul ăsta waterproof, care este super rezistent. Deci ăsta rezistă, m-am chinuit să-l îndepărtez cu apă micelară și n-am putut. Și uleiul ăsta, nu știu, pur și simplu sparge machiajul așa de pe, sparge fardurile astea pigmentate, sparge rimelul, tușul, orice, orice, fondul de ten la fel îl curăță foarte bine și nici nu trebuie folosit mult. Deci mi se pare genial uleiul de curățare. Ăsta este pentru ten sensibil. Nu știu, mi se pare genial. Deci cred că este cel mai... Ăsta chiar e descoperirea. Printre, nu știu, acum nu știu ce să aleg, n-aș ști ce să aleg dintre toate produsele astea, dar acum v-aș zice că ăsta e descoperirea anului. Deci nu știu ce să vă mai zic. Dar da, ideea e că îmi place foarte, foarte, foarte mult și îmi pare rău că nu l-am încercat mai devreme, pentru că, deși tenul meu este unul gras, n-ar trebui să fug de uleiul de machiant, că oricum îl îndepărtez de pe față și îl folosesc pe ăsta și, nu știu, eventual câteodată mai... folosesc puțină apă micelară pe gene dacă, nu știu, mi-a mai rămas ceva rimel sau tuș pe acolo printre gene și apoi gelul de curățare și tenul meu este atât de curat și mi se pare că și hidratează puțin, nu usucă așa de tare pielea și nu are nici parfum, deci nu face niciun rău. Dacă tu suntem la îngrijirea tenului, haideți să vă mai arăt câteva produse, dar nu o să insist pentru că vi le-am mai tot arătat prin clipuri și n-aș vrea totul să mă repet. Am descoperit aceste produse de la Revox. V-am mai zis, îmi plac foarte mult, au și un preț bun și mi se pare că fac o treabă foarte, foarte bună. N-aș ști să vă zic care este diferența dintre ele și produsele de la The Ordinary. Deci, da, nu știu, sunt oricum seamănă foarte mult și la ambalaj, și la textură și la, nu știu, seamănă foarte tare cu produsele de la The Ordinary. Dar, da, astea oricum se găsesc mult mai ușor decât cele de la The Ordinary. Asta și probabil pentru că în jurul brandului The Ordinary este un hype așa în ultima perioadă. Dar, da, astea oricum se găsesc mai... mai ușor, da, produsele de la Revox îmi plac foarte mult și la fel le-am descoperit anul acesta și haideți să terminăm cu îngrijirea tenului, de fapt mai aveam ceva de produs de make-up, dar vi le arăt după. Crema de la Balea, da, crema de la Balea Med Ultra Sensitive, vreau să vă zic că am fost foarte, nu știu, impresionată de ea, o folosesc deja de câteva zile, dacă nu chiar o săptămână și am mai zis și repet, mi se pare că hidratează mult mai bine decât crema de la CeraVe. Nu știu. Mi se pare că lasă așa un aspect. Cea de la CeraVe
crema, mă refer, după ce e aplicată pe față, cumva, nu știu, lasă fața puțin mată, dar hidratată. Nu știu exact cum să vă explic, dar da, nu știu, lasă puțin, matifiază așa puțin, nu știu exact, dar oricum ea hidratează foarte bine. În schimb asta, lasă un aspect mai luminos așa, mai fresh, mai proaspăt, mai chiar lasă puțin, față puțin lipicioasă, dar nu, oricum se duce efectul ăla, dar nu lipicioasă, adică nu lipiciul ăla, de exemplu, pe care lasă o cremă din aia cu SPF 50 foarte, foarte, foarte grasă, știți? Deci nu așa, nu genul ăla de lipici pe care lasă crema de gălbenele. Lasă un aspect foarte sănătos așa și îmi place mult de tot, n-are nici ingrediente, n-are parfum, n-are... Da, deci are și o textură foarte lejeră așa, ea e fluidă și intră foarte repede. Stați că am pus de... n-am mai putut. Intră foarte repede în piele și este și o bază foarte bună pentru machiaj. Nu știu dacă vă dați voi seama, dar vedeți, lasă așa un finish foarte, foarte drăguț. Așa, deci da, am luat-o din DM, a costat 12 lei sau ceva de genul. Și stați că mai am ceva de make-up și după trec la produse pentru păr și pentru corp. Să vă arăt paleta asta de la Boys & Berries, pe care am folosit-o foarte mult anul ăsta și aici nu știu de ce are albastru, dar e ok, cred că s-a întâmplat ceva. Așa, și deja am ajuns la... opa, deja am ajuns la tăviță, deja am ajuns la tăviță, la fardul ăsta, vedeți, am folosit-o foarte mult, mi se pare că are niște farduri așa foarte, niște farduri, niște nuanțe foarte purtabile și de zi cu zi, cred eu, dar da, mi-a plăcut mult de tot paleta asta anul ăsta și am folosit-o și am de gând să mai iau câteva palete de la Boys & Berries, pentru că da, sunt foarte, sunt și accesibile. Am văzut odată, erau la reduceri parcă și mi se pare că una costa 50 de lei sau ceva de genul, dar oricum un preț foarte bun în condițiile în care prețul lor întreg este de, prețul uneia întreg este de 89 sau 80 de lei parcă, ceva pe acolo, dar da, fardurile astea de la, paletele astea de la Boys & Berries mi se par foarte, foarte, foarte bune și chiar mi-au plăcut anul ăsta. Așa, mai am un produs de corp pe care la fel l-am descoperit anul ăsta și mi se pare genial. Este vorba despre loțiunea de corp spray. Deci mi se pare ceva extraordinar. Pur și simplu, uite, fâs și gata. Te-ai dat cu loțiune. Mi se pare că este nu neapărat asta pe care am eu de la Le Petit Marseille, dar mi se pare că este foarte practic, așa, nu știu, spre deosebire de cremele sau, mă rog, loțiunile de corp normale, cele, nu știu, fie un borcanel din ala așa, fie un tub, fie, habar, nu știu ce mai vin, dar astea spray, așa, mi se par foarte, nu știu, simpatice așa și foarte ușor de folosit, mai ales pentru vară, pentru că în momentul în care aplici așa, mi se pare că dă și un aer, recipientul ăsta dă și un aer rece, așa, ceea ce e foarte, foarte ok pentru vară. Ce drept, eu pe asta n-am avut-o în vară, am cumpărat-o recent, cred că de vreo lună, două sau ceva de genul, dar da, mi se pare foarte, nu știu, foarte fain treaba asta, că poți să ai o loțiune de corp așa spray și nu trebuie să mai stai, să mai iei din așa, să întinzi, să nu știu ce, cu asta e foarte ușor, poți să ajungi și pe spate, să faci așa și gata, scapi imediat și piele și hidratată. Deci da, loțiunile astea de tip spray. Acum nu știu dacă mai sunt și de la alte mărci, firme, o să caut, o să mă interesez, dar sunt sigură că da. Eu am descoperit-o pe asta în timp ce îmi căutam o cremă pentru corp, o loțiune de corp pe Bringo, în Carrefour. Și am luat-o așa, adică nu aveam așteptări, am luat-o, mi-a plăcut și da, chiar mi se pare foarte interesant. Nu lasă nici filtrul din ăla gras, scrie aici, mi-am văzut aminte, și nu este nici lipicioasă, intră foarte repede în piele și miroase și frumos, asta miroase a... ce? Este cu unt de karité și migdale dulci. Deci da, place foarte mult. Și acum mai am trei chestii din DM pe care vreau să vi le arăt. Și anume, această cremă cu SPF 50 pe care sunt sigură, sigură, sigură că ați văzut-o în favorite, nu o să insist, dar da, mi se pare că este un fluid cu SPF foarte bun, este pentru ten gras și lasă, nu lasă filtrul alb, dar lasă așa un aspect mat
pe față și nici nu ai zice că este o cremă cu SPF 50. De obicei, cremele astea cu SPF 50 sunt mai grase, sunt mai grele, sunt mai, nu știu, mai lipicioase, dar asta nu. Seamănă așa mai mult cu o bază pentru machiaj. Mă înțeleg foarte bine cu ea și mi-a plăcut mult de tot și acum n-am mai văzut o frindeme, dar sper din tot sufletul să apară la anul, în vară sau în primăvară, ca să o recumpăr. Pentru că da, pentru vară merge foarte, foarte bine. Singurul minus este că dacă o aplic în jurul ochilor, mă sur ochii de aia. Așa, și tot în DM am descoperit două produse senzaționale pentru păr și anume aceste măști de păr. Prima este aceasta așa cu... ce e asta? Cu ulei de migdale, cred, și vanilie, parcă, sau ceva de genul, și avea și vitamina C. Stați că citesc aici. Cu vitamina B3, provitamina B5 și ce mai are, cu vanilie și ulei de migdale. Deci asta miroase atât de bine și rămâne mirosul și în păr, miroase a prăjitură și rămâne mirosul și în păr și hidratează foarte bine părul. Nu știu, mi se pare că lasă părul foarte fin, așa foarte hidratat după ce o folosesc și este și foarte, foarte ieftină, cred că este 9 sau 10 lei. Acum, pentru mine n-a fost neapărat o surpriză că cei de la Balea au produse bune pentru păr, pentru că eu am mai tot avut așa, am mai avut chestii din astea pentru păr. Ba, ți minte că sunt niște măscuți așa într-un fel de plic de la Balea. Am de fapt și uleiul de păr, mai am și o loțiune tot de la Balea pentru păr, care la fel este foarte bună și am mai tot avut așa măști din alea micuțe, de fapt nu măști, cum se numesc, șaturi din alea pentru păr, pe care la fel mi-au plăcut foarte mult, dar am încercat niciodată. Asta a fost prima mască pe care am încercat-o din DM și chiar am fost impresionată și mai am una care tot așa îmi place mult, mult, mult de tot și am și menționat-o, cred că în vlog măsuri, adică am menționat-o sigur în vlog, pentru că și în vlog măsuri am și luat-o. Este vorba despre această mască super hidratantă, adică, nu știu, ea este pentru păr fin și uscat, deci fetelor, mi se pare genială, lucește părul atât de frumos de la ea și mi se pare că nu mi-încarcă deloc părul, ea oricum este pentru păr fin. Și nu mi-încarcă absolut deloc părul și, nu știu, mi-l descurcă foarte bine și părul arată foarte bine și a doua, a treia zi după ce am folosit masca, ceea ce mi se pare genial și, nu știu, îmi și lucește părul de la ea, nu știu, parcă îmi și îndreaptă așa părul, nu știu cum să... Îmi îndreaptă, eu oricum am părul drept, deci nu vă așteptați că dacă aveți părul crezi de îndreaptă. Dar, da, îmi place mult de tot pentru că... își face treaba foarte bine și da, pot să zic că măștile astea din DM chiar au fost o descoperire așa, au fost niște comori foarte bune găsite în magazinele DM. Și gata, am terminat. Mai avem ceva? Nu mai avem nimic. Acum, v-am zis, mi-a fost foarte greu să aleg câteva produse, cu toate că am ales destul de multe, mai aveam chestii pe care să vi le mai arăt, dar... cel mai probabil o să le vedeți și o să le vedeți și pe celelalte în favorite, pentru că n-am mai făcut de ceva timp un clip cu favorite, cu toate că ăsta este un clip cu favorite, dar nu e cu favorite. Sau colindători afară. Da, gata. Cam atât. Chiar sunt curioasă să văd voi ce produse ați descoperit. Nu știu ce produse v-au plăcut așa în mod special anul ăsta și pe care le-ați folosit așa foarte des. Gata. Acesta a fost clipul meu de astăzi, vlogmasul cu numărul 22. Vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat și noi ne revedem mâine. Vă pup! Pa, pa!